Le Square du Temple, de Felix Averca. Ora 9:30, clopotul din catedrală. Luna vibrează peste parc ca într-un arc de sală. Floarei papura, mănunchi pe un loc de apă rece, în genunchi peste val o rață trece. Diogene, sub un pom, într-o treanță de metal, ține în mână un fanal căutând un om. Lângă un gard și arată săbii două frunze lungi de mături. Un miloc hrănește alături două vrăbii.